În câteva momente începe. Ce începe? Uite, scrie pe hârtia aia de acolo, o vedeți? Start! E cald și frumos, așa că vlogul ăsta o să-l facem din studio. Am făcut și curățenie aici pe masă, special pentru filmarea asta, așa că sper să o apreciați. Avem și un subiect pentru astăzi, dar nu vă zic deocamdată ce e, vă zic mai târziu. Până atunci vreau să fac ceva ce am de mult în cap să fac și da, am glumit, e cald și frumos afară, mergem în parc. Am venit în parc să întreb oamenii dacă știu cum se numește țara în care locuiesc ei. Și părerea mea este că habar n-au. Bună! Scuze-mă, poți să te deranjez cu o întrebare? Cum se numește țara în care locuim noi? Nu știu. Nici măcar așa o părere? E totuși țara în care locuim noi. Da, știu. Și până la un moment dat se spunea România, dar nu, așa nu era. Nu-i se spunea România? Nu. E o întrebare simplă și probabil voi de acasă știți răspunsul. Dar iată că există oameni care habar n-au cum se numește țara în care locuim noi. E posibil așa ceva? Ia, scuzați-mă, pot să vă deranjez cu o întrebare? E o întrebare simplă pe care o pun tuturor. Întrebarea e cum se numește țara în care locuim. Nu știți? Nu știu cum se... Nu. Deloc? Nu. Nici măcar... Vă zic eu, începe cu R. Cum se numește țara în care locuim noi? Nu știu. Nu știți cum se numește țara în care locuim noi? Nu știu. Cum se numește țara noastră? Deci nu știți cum se numește țara noastră, vă dau un indiciu. Începe cu R. Țara în care locuim noi. Da. Asta. Cum se numește țara în care locuim noi? Nu știu, mai dinu. Tu știi? Nu. Nu știu cum se numește țara în care locuim noi. Perfect. Bună. Scuze-mă că te deranjez, poți să spun o întrebare? Filmez un vlog și pun oamenilor aceeași întrebare tuturor. Bună, pot să vă deranjez cu o întrebare? Nu garantez. Cum se numește țara în care locuim noi? Habar n-am. Deloc. Deloc. Întrebarea mea pentru voi este cum se numește țara în care locuim noi? Sincer, să fiu, nu știu. Nu? Se pare că există oameni care habar n-au cum se numește țara în care locuiesc. Dar a venit momentul să vă spun care este subiectul de astăzi. Și subiectul de astăzi este... scoaterea din context prin montaj video. Evident că toți oamenii din parc de astăzi știau cum se numește țara în care locuiesc. Dar eu am trișat un pic. Practic m-am dus la ei, i-am întrebat ceva care era de fapt... altceva decât ați văzut voi, ca la un moment dat să ajung în punctul în care pare că îi întreb ce ați văzut voi și de fapt ei să răspundă la altceva, când de fapt nu mai bine vă arăt eu o filmare completă ca să înțelegeți exact ce am făcut. Întrebarea e așa, știi că Japonia se numește țara soarelui răsare? Da. Așa se numește, că așa o știe lumea internațional. Olanda se numește țara lalelelor, da. Corect? Deci fiecare țară se numește cumva. Da. Ok? Despre asta este întrebarea mea. Practic, întrebarea mea pentru tine este cum se numește țara în care... Da. Cum se numește țara în care locuim noi? Nu știu. Deci, după cum vedeți, ei nu răspundeau la întrebarea cum se numește țara în care locuim noi. Mi-a venit ideea asta mai de mult, în momentul în care am văzut un filmuleț pe internet în care cineva părea că întreabă oamenii pe stradă cum se numește țara în care locuiesc și părea că aceștia habar n-au.
Scoțând din context niște lucruri, poți să influențezi foarte ușor oamenii. Poți să-i faci să creadă tot felul de lucruri și nouă oamenilor ni se livrează tot timpul informații scoase din context, informații care ne formează nouă păreri, uneori greșite. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum se numește țara în care locuim noi? România. Nu, dar cum, adică cum Japonia se mai numește țara soarelui răsare și Olanda, cum se numește țara în care locuim noi? Așa că iată cât de ușor se pot manipula oamenii. Dacă cumva vreunul dintre cei cărora le-am pus eu întrebarea astăzi în parc se uită la acest vlog, îmi cer scuze că am profitat de voi. Știți că Japonia se numește țara soarelui răsare. Corect? Da. Olanda se numește țara lalelelor. Corect? Da. Întrebarea mea pentru voi este cum se numește țara în care locuim noi? Sinceră să fiu, nu știu. Tu? România? Perfect! Mersi mult! Dacă v-a plăcut și v-a plăcut și primul episod, să știți că mai am de gând să mai fac, așa că nu uitați să vă abonați. Dați acolo abonează-te sau subscribe în funcție de limba în care aveți YouTube-ul. Dați un like și neapărat un share ca să ajungă la cât mai multă lume acest clip. Și ca să fie interesant, la comentarii vă rog să-mi lăsați niște provocări. Gândiți-vă la niște provocări, lucruri pe care să le fac eu în vlogul următor. Încercați să fiți creativi și dați-mi provocări pe care să le pot face. Adică nu mă puneți să sar în avion fără parașută. Fiți creativi, lăsați cât mai multe comentarii și o să aleg o provocare dintre ele pe care să o fac în episodul următor. Știi că Japonia, acum, da, da, da. Japonia. Aolo, m-am îngreșat acum câțiva ani trebuie să mănânc. Na, apare nicăieri, deci. Așa, poți să apară oriunde mă fii și pe tramasol și pe tot și pe la ordine mondială zic. Pa, pa!